În Cluj-Napoca, doar anul acesta, circa 60 de oameni au intrat în stop cardiorespirator pe stradă sau în alte locuri publice. Există un aparat care crește semnificativ șansele de supraviețuire a unui pacient într-un astfel de caz. Se numește defibrilator automat și poate fi folosit de oricine, fără pregătire medicală. Aparatul se găsește în multe alte orașe europene, dar în Cluj-Napoca, deocamdată, există doar două. Un tânăr medic rezident propune amplasarea a câtorva zeci de asemenea defibrilatoare în spațiile publice din fonduri ale primăriei. Asta dacă clujenii vor vota pentru acest proiect înscris la bugetarea participativă de anul acesta a municipiului Cluj-Napoca. Am fost în primul rând paramedic voluntar la Smurt Cluj, am lucrat 4 ani de zile, cum sunt medic rezident pe anestezie și terapie intensivă și de-a lungul timpului am observat necesitatea acestor defibrilatoare automate externe în Cluj, anumite cazuri care s-ar fi putut reacționa mai repede până la ajungerea ambulanței. Dacă, de exemplu, un pacient suferă un stop cardiorespirator, se intervine prin masaj cardiac extern, deci basic life support, și până la sosirea ambulanței, acesta este menținut în viață. Timpul ăsta putem să reducem de la acordarea manopelor de prim ajutor până la sosirea ambulanței. Paramedicii confirmă că astfel de aparate cresc enorm șansele de supraviețuire ale unui pacient intrat în stop cardiorespirator. Un caz în Someșeni, de la gară până în Someșeni, faci și cu girofar, cu sirenă, cum zic eu, cu Nino, faci și 15 minute, 16 minute. 90% în momentul când se întâmplă un stop cardiorespirator, inima încă mai are contracții. Nu le simțim, nu auzim, nu are puls, aparatul simte și știe când să dea șoc. Colegul nostru voluntar, presupunem că este inconștient, nu stă pe scaun, stă undeva întins. Cineva a venit la el, l-a evaluat, nu are respirație, nu are puls. Este un aparat interactiv care vorbește cu cei cu salvatorii. În momentul când s-a recomandat șoc, deci dacă ar fi murit compatibil cu defibrilarea, toate butoanele acestea luminoase ar pârpâi, ar începe să țiuie, trebuie să dai șoc. Prețul aparatelor pornește de la câteva sute de euro și poate ajunge și la 2000 de euro. Proiectul medicului rezident presupune achiziționarea a aproximativ 40 de aparate pentru a fi amplasate în piețe, instituții, mall-uri, școli sau în cele mai aglomerate zone ale orașului. Bugetarea participativă presupune votarea unor proiecte pe care cetățenii le consideră suficient de utile încât să fie finanțate din bani publici.